Procesul limonadei este a doua carte din seria Războiul limonadei, o serie care reușește să explice și să exemplifice cu ajutorul ficțiunii termeni economici foarte folositori în viața de zi cu zi. Descrierea realistă a emoțiilor copiilor și felul cum sunt exprimate acestea ating fără greș inima cititorilor. Cartea vă este recomandată spre lectură de Biblioteca Municipală în această perioadă. Valoare adăugată. Ceva în plus, cum ar fi o caracteristică specială sau un ambalaj atrăgător. Adăugat de o companie, unui produs și care face produsul mai dezirabil pe piață. Da, doar că Jesse stătuse până foarte târziu să citească broșurica mamei ei. Știi ce adăugăm de fapt? Distracție. Acesta e singurul lucru de care oamenii nu pot să-și facă rost singuri. Pare că vindem limonada și gustărele, dar de fapt vindem distracție și toată lumea, prin urmare, vrea să se distreze. Recomandarea de lectură din această săptămână de la Biblioteca Municipală Câmpul Lung și pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Copilului este volumul Războiul limonadei al autoarei Jacqueline Davis de la editura Arthur. Elevul din clasa 4-a I1 se pricepe la oameni, știe să schimbe două vorbe cu ei, dar chiar și cu adulții. Însă, sora lui mai mică, Jessie, care e foarte bună la matematică, dar nu poate lega nicio relație cu oameni. Astfel, acest război al limonadei care începe între frați nu e deloc limpede cine îl va câștiga. Și nici măcar dacă vrajba lor o să se termine vreodată. Romanul este plin de ponturi ingenioase, o introducere în lumea afacerilor cu definiții ale unor termeni economici cheie, cu diagrame, grafice. Este amuzant și profund totodată, războiul limonadei urmărind de fapt, în mod subtil, modul în care din dorința de a câștiga, concurenții pot ajunge în situația de a-și face unul altuia rău. Vă invităm la bibliotecă să împrumutați acest roman.